Hei, salutare și bine ați venit pe canal. În acest video o să pornesc o motocoasă. Această motocoasă Procraft o recomand cu cea mai mare plăcere. N-a mai fost pornită de anul trecut din august, așa că o să procedez la pornirea motocoasei. O să scot prima dată fișa din bujie. Frumos. Așa. O să desfac bujia. E bine să procedați așa când o porniți și ok, e un pic măzgălită, o să o curăț. Frumos. Uitați-vă cum am amestec, ulei de amestec verde. O să-i pun un jet, atât, puțin, câteva spori, da, s-a lubrifiat, o să pun bujia la loc, bușie de fiecare dată o strângeți la simț. Ok. Să pun un pic de benzină. Benzina încă o dată, ce vă recomand eu și dacă mă întrebați, eu folosesc uleiul roșu de Stihl, dar folosesc și alte uleiuri, doi timp, normal. Raportul folosesc 25 la litru, 25 de mililitri la litru. Nu mai faceți după ochi, nu mai puneți 5 grame în plus, nu mai puneți 5 grame în minus. Amestecul standard pe care îl folosesc la motocase, drum pe scutere, etc., tot este 25 la litru. Pui prea mult, strică, pui prea puțin, strică. Asta să înțelegeți de la mine. Nu mai puneți după ochi, nu mai puneți după aia, 3-4 lei. O selingă nici atâta nu e și vă protejează motorul și vă scutește de bani pe viitor. Ok, cum amorsați de 6-7 ori, să vedeți că iese benzină pe furtunul ăsta de retur. Ok, iese șocul în sus și ar trebui să pornească, uitați-vă cât de prăpurită e, uitați-vă cum arată săracă. Dar o să curăț dacă pornește normal. Totul ok, pornește, merge, înseamnă că este bine. Ok, frate, am fost mișco, vă las și pe data viitoare.